Dar o invităm în scenă pe prima concurentă, Alina Andreea Aromescu. Nu vine de foarte departe, nu a străbătut foarte mult drum. Este vorba despre Alina Andreea, v-am spus, care vine din Cernavodă. Are 14 ani și este zodia fecioară. Elevă la școala Mircea Eliade. Iar dacă pentru o singură zi ar fi președinte, ar vrea să nu se mai plătească cursurile de limbi străine. Cu toți ar trebui să avem deschidere către aceste cursuri, după părerea Alinei. Iar dacă eu aș duce puțin mai departe ideea, aș spune că și facultatea de medicină ar trebui să fie obligatorie, ca să fim cu toții preventivi și să știm de ce suferim. Iată că